În Republica Moldova, corupția rămâne a fi una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă societatea și una dintre cele mai grave probleme cu care luptă autoritățile pe calea aderării la Uniunea Europeană. De la începutul războiului din Ucraina, țara noastră găzduiește cel mai mare număr de refugiați ucraineni pe cap de locuitor, iar impactul corupției se răsfrânge și asupra lor. În acest context, la Chișinău a fost lansată o campanie de informare și de combatere a corupției. La eveniment au participat mai mulți ucraineni care au fugit din calea războiului și de atunci trăiesc în Republica Moldova. Refugiații cu care am vorbit au spus că nu au avut situații în care să fie nevoiți să dea mită funcționarilor moldoveni. Eu niciodată nu m-am confruntat cu așa ceva și nici nu am auzit. Fiecare persoană trebuie să fie informată pentru că noi nu știm cu ce ne vom confrunta mâine. Nu am avut asemenea cazuri și sper că nu voi avea. Cred că informația va fi utilă. În cadrul campaniei Ai dreptul să trăiești în siguranță, fără mită, vor fi dezvoltate mai multe acțiuni de comunicare pentru a preveni corupția. Au avut situații neplăcute la intrare în țară. Nu sunt multe la număr, ca să spunem, dar uneori un caz e destul ca să fie cumva investigat și discutat că unde este unul, probabil sunt și altele. Și probabil fluxul celor care a fost la început mare, când au fost ei în țară și cumva cineva s-a folosit de faptul ăsta. De la începutul războiului din Ucraina, autoritățile de profil din țara noastră nu au primit semnale din partea refugiaților despre cazuri de mită. Reprezentanții instituțiilor de drept consideră că, de cele mai multe ori, persoanele nu depun plângere din cauza fricii. Totuși, există mai multe instrumente care pot detecta cu ușurință asemenea cazuri. Sunt suficiente mecanisme prin care noi putem să recepționăm aceste semnale fără a le divulga entitatea și de a proteja aceste persoane și nu a le expune careva riscuri. De aceea eu încurajez ca să declare, să ne anunțe prin diferite metode, prin diferite instrumente care sunt puse la dispoziție, ca noi să putem interveni, cerceta și pedepsi acele persoane care se fac vinovete de acest flagel. Nu am avut sesizări în baza cărora să fie pornite cauze penale. Pe de parte este un lucru îmbucurător că nu am fost reclamat, nu am fost sesizați despre incidente, dar sper că această activitate să ne dea posibilitate în detaliu să vorbim despre cele zone de risc cu care se pot confrunta refugiații. Campania a fost lansată cu ajutorul financiar al Guvernului Germaniei în cadrul proiectului Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova și este realizată în parteneriat cu CNA.